saying. Practice and enjoy. Yes. I want to tell that wow from 2007. Salut, sunt DJ Green Sound și spun bine ai venit la un nou episod Green Sound Music. Sunt la Frankfurt, în Germania, ProLight and Sound, ziua a doua. Aici se dă ora exactă în muzică. Avem aici câteva imagini extraordinare de aici, de la mese din Frankfurt. Câtă lume a putut să vină la ProLight and Sound? Am găsit standul celor de la Flash. De la ei am cumpărat și eu, o să mai cumpăr lumini de acum colo. După cum puteți vedea, pare aceștia, îi am și o puși pe schela de lumini. Dar văd că vin cu foarte multe produse noi. Asta e următorul produs, 4 o să-mi iau. A făcut incendiu. Lumini de calitate, făcute în Polonia, la un preț foarte bun. Ei, au și gama de China, le puteți vedea sus acolo, care unele sunt bune, sunt și testate de mine și vă spun că sunt ok. Putem folosi și așa ceva la evenimente pe viitor. Acolo puteți observa zăpada de bas, foarte interesant. Asta se potrivește pentru mine, Green Sound. Chiar au un super show de lumini. Acolo la scene sunt foarte mulți producători de echipamente de sunet și fiecare producător are la dispoziție 10 minute pentru a-și prezenta un demo, pentru ca toți cei care au venit aici la ProLight and Sound să asculte și să facă diferențe între producătorii de echipamente de sunet. Am ajuns în zona de testare echipamentelor de sunet. Acum se testează Harmonic Design. Vedeți foxa aceea mică, ridică. But I just can't stop watching you. When chips are down, I'll be around with my undying, undying love for you. A venit rândul fraților mai mari, cu 4 pași de data aceasta. Demonstrație oferită de FBD. Vadă mai bine. O să mă interesez despre HD LED Shine. Uitați-vă cum arată. Deci este o imagine impecabilă. Impecabilă este imaginea. Impecabilă. Deci se vede ca la un televizor 4K. Așa se vede. Și afară bate soarele în el. Partea de studio și nu numai. În spatele meu este standul celor de la ESI,
Easy Audio Technic, sunt producători germani. Am avut alea niște monitoare foarte bune, Easy Unica 08. Cele care le vedeți pe portocaliu, numai că eu le-am varianta negru. Aici mi-ar plăcea să mă recreez puțin și bineînțeles să ascult o muzică, deja e o muzică așa în surdina. Vreau să vă arăt cât de frumos este amenajat și ce contează, de fapt cât contează să ai un aranjament cât mai și cât mai plăcut. Nicu de la Pro Acoustic. Așa, dar dacă prietenul nu meu. Dacă nu luați echipamente de la Green Sound Music cu încredere mare, luați de la Pro Acoustic Events. Da. Ne-am văzut o mai aici la Frankfurt, suntem amândoi să vedem cât mai multe echipamente, să putem să le testăm. Guil, cred că pronunț bine. Am găsit cu Nicu niște picioare, niște lifturi foarte interesante. Asta îi place lui Nicu, îi place foarte mult sistemul ăsta și, într-adevăr, este bine construit. Așteptăm să ne dea și prețuri, pentru că am înțeles că ei vând direct prin dealerii lor, adică nu dau către marile magazine din Europa sau din celelalte țări. Și picioarele astea sunt foarte ok. A, uite aici ce mișto e ăsta, vezi? Vezi ce mișto e? Numai cu... Apeși, da, știu, da. Și fă nu-mi face așa, foarte tare. Și asta e micuț. Da. Suportă cât? 2,70 m, 80 de kilograme. Bun. Super ok. Singurul lucru mă enervează că e prea mare aici. Bun, n-ai ce să faci, dar e rezistent. Dar exact. Okay. A, uite, tot Spania. Da. La fel ca și Fantecul. Mm-hmm. Identic ca Fantecul. Fantecul e produs. O fi vreo divizie. Nu, știi care e chestia? Merg în aceeași fabrică, probabil. În aceeași fabrică, dar mai... Uitați-vă aici. Nic, uite, de ăsta să ne luăm. Și să vedem. Eu zic să găsim un restaurant unde să putem pune piciorul ăsta. I'm very excited because I meet the legend, Jonathan DJ Totorella, the crazy guy. I watch him
from 2007 and yeah. I learn a lot. Că sunt lângă un om pasionat, un om care, din punctul meu de vedere, respiră prin muzică. Respiră prin muzică, adică nu poate trăi fără muzică. You don't... I told them, yeah. you live with music. We do. Yeah. It helps us. That is a big passion. That is very important, because you, if you have this passion, yeah. you make great things. Exactly. I mean, I'll be honest with you. You know, I've always spoken openly. I wear my hand on my sleeve. My heart on my sleeve. But if I get down and depressed and a bit pissed off, I will put on some really good music and I feel happy. Yeah. And maybe Jonathan comes in Romania to make something, to make some party. That would be fantastic. Yeah. Că l-am întâlnit pe unul dintre cei mai buni oameni pe partea de DJ, mai exact DJ Tutor, Ella Skin sau Jonathan Lewis. El este un om de la care am învățat foarte multe, de la care am văzut ce înseamnă să faci cu adevărat profesional pasiunea pe care ți-ai ales. Și o să vedem multe altele și în episodul următor. Până atunci, nu pot să vă zic decât like, share și, bineînțeles, subscribe canalului Green Sound Music Production. Așa că, practice and enjoy! Este vorba lui Jonathan Lewis, DJ Tutor, Ella Skin. Green Sound.